tot vorbeam înainte de pauză de rețete. Știu că tu ai și multe cărți scoase. Nu sunt așa de multe. Dar cu rețetele din ele sunt multe. Cărți cu rețete am doar două și una cu povești din viața mea și cu mai puțină. Ok, și despre mâncare, dar nu cu rețete. Rețetele sunt globale, ca să spun așa, sau te-ai axat mai mult pe zona aceasta de bucătărie românească? Nu, una dintre ele e o carte pe care am publicat-o în anul 2003 și nu știu, poate să mai găsești un exemplar la mine acasă. E cu rețete din astea de studenție, adică ce poți să gătești când frigiderul tău e plin de frig și cam atât. Și cealaltă e o rețetă cu... E o carte cu... rețete tradiționale de sărbători din familia mea, nu sunt atât de multe și cartea în sine nu se găsește în librării, a apărut într-un tiraj destul de limitat, adică până în 1000 de exemplare și s-a făcut la comandă. Cartea în sine e un obiect, a fost făcută pentru sărbătorile de iarnă și e un obiect foarte frumos, tipărit pe hârtie reciclată și în fine. Nu m-am omorât foarte tare după a scrie cărți cu rețete, pentru că am un blog pe care am pus mii de rețete și sunt, adică am început să-l public în 2007, din 2008 încolo am pus rețete pe el și chiar sunt câteva mii. Și din 2014 lucrează în fiecare an o nouă generație de intern la blogul ăsta care postează tot așa fiecare niște zeci de rețete anual și se tot adună. Așa că n-am fost atras foarte tare de ideea de a pune niște bani într-o carte cu rețete, pentru că la noi nu-i ca în filme să vină o editor să spună: mamă, cred că o să dăm lovitura și facem un bestseller din rețetele tale, ia hai să-ți dăm noi ție un avans de 200-300 de mii de dolari să te apuci să creezi pentru editura noastră o carte cu rețete care o să se vândă și o să scoate milioane de dolari. Nu e așa, noi suntem o piață mică și amărâtă din care abia reușești să vinzi niște mii de exemplare, din care din nou nu te alegi cu nimic. Adică mie mi-au venit acum zilele trecute drepturile de autor pentru ultima carte pe care am publicat-o, pe 2 ani vreo 6.000 de lei. Deci clar, nu te îmbogățești din scris. Nu că nu te îmbogățești din scris. Nu cred că poți să întinzi 6.000 de lei pe 2 ani, dacă e așa, știi? Da, mă rog, nu cred că ăsta e scopul oamenilor care scriu cărți. Cred că sunt foarte puțini oameni în România care trăiesc din scris. Și nu, oricum, când am timp să scriu, scriu, când n-am timp, mai vorbesc. Uite, te-am întrebat pentru că știu că ești un avocat al produselor făcute local, dar fără a le exclude pe cele din străinătate, cum spuneam în timpul pauzei, nu poți să ai un parmezan produs la Tecuci. Da, știi cum, mie nu-mi place să lucrez cu exclusivități. Eu sunt așa, mai all inclusiv. Știi, îmi place și aia, și aia, și aia la altă și vreau să gust. Pentru că, până la urmă, pentru mine, scopul acestei vieți, a mea, nu a vieții în general, e să o trăiesc și să pot să ating lucruri și să gust și aia, și aia la altă și să văd toate lucrurile mișto pe care le face omenirea. Sau cât pot de mult din ele până când mi s-or încheia zilele. Și da, pe cât este de important să mâncăm produs local și să înțelegem că lucrurile pe care le produce pământul ăsta pe care trăim noi sunt mult mai ușor de asimilat de către noi, care și noi la rândul nostru suntem produsul acestui pământ, pe atât este de important să ne păstrăm și capacitatea asta de a rămâne deschiși sau chiar să extindem această capacitate de a fi deschiși către lucrurile pe care le fac alți oameni, pentru că dacă ne mai unim cu restul lumii și prin mâncare și printr-un vin bun și printr-o poveste, s-ar putea să ne fie tot mai greu să avem conflicte unii cu ceilalți, știi? Adică e, până la urmă, pentru mine mâncarea este un liant, e ceva ce ne poate ajuta la unitate. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care chestiunea asta legată de ajutorarea refugiaților ucraineni a prins atât de repede în România, pentru că noi, chiar și la nivel inconștient să zicem, avem nevoia asta de a ne uni cumva cu oamenii de lângă noi. Și prin mâncare și prin a întinde un sandwich realizăm actul ăsta de unitate chiar și pentru foarte scurt timp, dar el se întâmplă. Și cred că asta e ceva ce trebuie perpetuat și dezvoltat. Pentru că spuneai că mâncarea este un liant social. Cum ai vedea tu gastronomia ca fiind o parte a unui brand de regiune sau de oraș?
Ea este, doar că trebuie să fie codificată și relevată. Codificată înseamnă că trebuie să ne apucăm de studiu, să înțelegem ce se face pe la noi. Adică cum face omul care trăiește aici, la Iași, de exemplu. Orice tanti vrei tu, din Iași sau din afara Iași, știi, cum face mâncare la el acasă. Și poți să găsești niște eșantioane relevante și să faci această cercetare. Adevărat că ia niște timp și consumă niște resurse. Dar, pe de altă parte, dacă te gândești la asta ca la o investiție în viitorul gastronomic și financiar al regiunii, eu cred că merită. Pentru că odată ce ai identificat aceste lucruri și tu le-ai scris într-un tabel și le poți arăta cuiva, poți să începi să le vinzi. Poți să-i stârnești curiozitatea oamenilor și poți să găsești punți prin care oamenii din exterior să ajungă la tine să guste ce ești tu. Cred că așa poate să funcționeze lucrul ăsta, dar fără această muncă de codificare, n-are cum să funcționeze. Adică tentative au mai fost în România, dar doar la un nivel superficial. Pentru că așa suntem noi de multe ori, adică le cam fușerim, ăsta e adevărul. Știi? Și dacă începem să ne preocupăm serios de subiect, n-avem decât de câștigat. Dar de acolo începe. De la face această muncă de pe teren, să vezi cum se mănâncă. Și la mine au mai ajuns oameni din zona asta autorităților care mi-au propus, eu fiind din Maramureș, de exemplu, știi, nu vrei să facem noi un caiet cu mâncărurile tradiționale din Maramureș, după care să gătească oamenii care au mici pensiuni? Deci, băi, dar nu e normal să fac eu un caiet după care să gătească. Putem să facem un caiet care să cuprindă ce gătesc ei. Aia putem să facem, dar pentru asta trebuie să mergem la fiecare, să stăm de vorbă, să mâncăm împreună, să scriem, să filmăm, să fotografiem, să facem acest caiet și să știm că, uite, în zona, în țara chioarului se gătește așa, astea sunt niște feluri tradiționale de aici, plăcintele de chioar sunt așa, plăcintele de pe Valea Izei sunt așa, plăcintele din țara Codrului sunt așa, plăcintele din țara Pușului sunt așa. Și avem o imagine a ceea ce înseamnă plăcinta în Maramureș. Știi? Plăcinta pe care poți o vinzi. Și la ce stadiu e proiectul? A demarat? Nu, n-a demarat și nici nu cred că o să demareze prea curând. Nu fac nicio iluzie. Poate să facem noi invitație la ea și așa. Chiar dacă nu ești de aici, dar putem să te adoptăm. Nu contează, eu sunt român și mie îmi place foarte mult mâncarea românească. Și românesc înseamnă foarte multe lucruri. Și pe mine, nu că mă doare, dar mă afectează într-un fel faptul că românii nu reușesc să înțeleagă cât de multă varietate există în acest cuvânt românesc. Și să aprecieze. Dar poate că dacă arătăm mai des, oamenii o să înceapă să-și vadă. Știu că tu ai un atelier acum la București, da. M-am exprimat corect. Da, da, e un atelier. Care are un cu totul și cu totul alt concept decât restaurantele cu care suntem noi obișnuiți. Da, pentru că nu e un restaurant. Nu e un restaurant, e un loc în care se întâmplă niște evenimente gastronomice în care cei mai mulți dintre oaspeți sunt străini și pentru că cei mai mulți dintre oaspeți sunt străini, le arăt foarte multă bucătărie românească, așa cum înțeleg eu. Și oamenii sunt foarte bucuroși, mănâncă, beau, plătesc, pleacă în țara lor și pleacă cu, dincolo de, cu, de faptul că au mâncat ceva. Că pe mine, da, sigur că mă interesează să mănânce și să înțeleagă mâncarea, dar pe mine mă interesează foarte mult poveștile care vin cu fiecare fel de mâncare pe care îl pun pe masă și mă interesează ca fiecare fel să pună în mintea omului care l-a consumat o informație despre ce înseamnă România, despre ce înseamnă mâncare românească, despre ce înseamnă originea acelui produs. Și dacă vrei, e un fel de ambasadă culinară a României locul ăla, fără a suna prea pretențios sau a mă umfla în pene, dar în principiu cam asta se întâmplă acolo. Știu că are și un număr foarte limitat de persoane care pot să vină la un eveniment de da, acest 10. Tip. 10, cred că e destul. Adică atât mă țin și pe mine nervii. Sunt dese aceste evenimente? Îți mai permiți, având în vedere aceste proiecte? Într-un an bun, sunt cam 40-42, dar, mă rog, au fost anii ăștia doi de pandemie ultimii. În anul 2020 n-am avut și în anul 2021 am avut foarte puține spre finalul anului, noiembrie și în decembrie. Acum, locul este într-un proces de renovare și reamenajare care o să mai dureze probabil încă o lună, adică din anul 2022, cred că mă pot gândi să am activitatea acolo din luna mai încolo. Vom vedea. Pe lângă faptul că iubești mâncarea și toate poveștile pe care ea le încapsulează, știu că nu ești străin nici de lumea vinurilor. În sensul că sunt bețiv, dar mai mult nu pot să spun. Cât de
cât de mult plus poate să aducă un vin unei mâncări sau poate să îi facă rău ca prezentare? Da, acum... Acest faimos pairing. Pentru că sunt oameni care spun, așa îmi place mie. Și cum îi sigur place că, dar cel mai important este să bei și să mănânci ce-ți place și cum îți place ție. Eu întotdeauna spun asta oamenilor și în același timp le dau să mănânce și să bea ce vreau eu. Pentru că sunt genul ăsta de obrăznicătură. Cred că e foarte important pentru noi să propunem. Să propunem, să propunem și să propunem din nou. Și mâncare și o anume băutură și un anume tip de mariaj între mâncare și băutură. Asta nu înseamnă că ele sunt bătute în cuie sau că vinul roșu merge doar cu carnea roșie și vinul alb merge doar cu iepurele sau cu peștele. Nu. Sunt o infinitate de combinații posibile și cred că până la urmă, dacă ești un pic atent, poți să faci un anume design pentru o anume experiență în așa fel încât ea să fie unică și să fie relevantă pentru oamenii care consumă acel tip de experiență. Dar da, un vin nepotrivit poate să afecteze negativ o farfurie cu mâncare, după cum un vin bun poate să ridice sala în picioare cu condiția ca oamenii din sală să-și bea vin și să-l și aprecieze. Pentru că dacă în sală tu ai doar băuturi de bere care n-au băut vin niciodată, s-ar putea să-mi spună despre un vin sec că e acru și le-ai dat o mizerie. Știi? E așa. Difer. Adică nu putem să vorbim despre valori absolute aici. Cât de important este titulatura? Și o să te întreb pentru că îmi declin competența. Care e diferența între un bucătar și un șef? Acum, ca să fii șef trebuie să ai cui. Știi? E cam așa o văd eu, dar altfel eu sunt un bucătar. Și e, dacă vrei, sunt două abordări diferite. Dacă zicem șef din perspectiva anglosaxonă, acolo, în Marea Britanie, în Statele Unite, Australia, Canada, orice bucătar este numit șef. Șef X, șef Y. Dacă vorbim despre perspectiva franțuzească, șef este doar șef de cuisine sau executive chef sau așa, adică ăla care are un anumit rang. Și acum de asta cred că există un pic de confuzie, pentru că fiecare se uită la un televizor și altul la alt televizor și nu se mai înțeleg oamenii între ei. Da, în principiu, șef de cuisine e ăla care conduce o bucătărie, șef de executive chef are anumite responsabilități și așa mai departe. Dar până la urmă noi suntem niște bucătari și dacă ne împiedicăm de titulatură, s-ar putea să rămână oalele nespălate. Ți s-a întâmplat să ai în echipa ta oameni fără formare în zona aceasta și totuși pasiunea să-i fi făcut să exceleze? Oamenii fără formare nu pot să exceleze. Este simplu. Oamenii fără formare pot să înceapă să facă ceva. Și eu să spun asta din experiență proprie, adică și experiența pe care o am eu cu mine în permanență și experiența pe care o am cu sau am avut-o cu diversi colegi de-a lungul timpului. Pasiunea ta poate să fie nemărginită, dar dacă nu ești echilibrat și nu ai urmat niște pași ca să te formezi într-un anume fel, vei fi doar haotic și nu altfel. Într-o bucătărie în care lucrurile vin din toate părțile și cineva încearcă să strige niște comenzi ca să audă toată lumea de pe acolo și mai departe. Formarea este esențială și cu cât poți să te formezi într-o școală cu anumite structuri, e cu atât mai bine. Și din nou asta o spun din experiență proprie, pentru că eu nu am avut norocul de a fi format la o mega școală de bucătari. Eu m-am dus și am făcut niște cursuri de bucătărie la Cluj, acum vreo 10-12 ani sau mai mult. Mi-am găsit acum zilele trecute diploma pe acasă căutând niște acte și am zis, mamă, uite ce diplomă de bucătar frumoasă mea. Dar aia este irelevantă dacă eu nu am fost activ și prezent în bucătărie urmând toate etapele, că nimeni nu începe de sus. În general, oamenii încep de undeva de jos și acum nu înseamnă că trebuie să încep de la spălat vase și frecat podele. Asta mi s-a întâmplat acasă, la mama și la tata, să spăl vase într-una și să spăl podele. Lucru pe care pot să-l fac și acum într-un restaurant dacă este nevoie. Nu, dar încep cu responsabilități mai mici și te duci către alea mai importante pe măsură ce capeți experiență. În principiu, cam asta este formarea. Știi? Asta e formarea la locul de muncă. Dacă poți să te duci la o școală și acum, din fericire, sunt tot mai multe școli și sunt mult mai multe decât atunci când am simțit eu nevoia de a avea o diplomă de bucătar și nu neapărat că am simțit-o, dar din punct de vedere legal nu mai puteam să muncesc în bucătărie dacă nu o aveam. Și eu recomand oricui să caute școli de bucătari în România. Sunt la Brașov, sunt la București, sunt de bine de rău, găsim școli de bucătari în care pot... Minim o să fie 6 luni, un an, n-are importanță. Te duci acolo pentru că începi să deprinzi niște baze și începi să vezi cum ar trebui să fie lucrurile făcute corect. Și eu nu cred că oamenii ar trebui să aștepte extraordinar. Cred că ar trebui să aștepte corect. Și de la corect poți să pleci către niște lucruri fabuloase dacă te implici. Altfel, n-ai cum.
După o experiență ca a ta de peste două decenii, iată, există la gradul acesta de seniorat cursuri pe care se mai pot face, să mergi în afară, să te specializezi da, pe anumite... Să, sigur că, adică, tu poți să fii, tu poți să fii un bucătar foarte bun și dacă vrei să ajungi bucătar șef, e recomandat să te duci la un curs de bucătar șef pentru că sunt niște lucruri pe care trebuie să le ai în vedere, niște responsabilități despre care trebuie să înveți și le poți învăța în varianta ușoară într-o școală, în varianta grea, încercând să-ți dai seama și făcând și greșind. Oricum, și dacă faci școală, tot vei greși, dar vei greși mai puțin și poate mai puțin grav. La fel, există stagii de pregătire și părerea mea e că dacă ai ajuns la 40 de ani în bucătărie, 40 plus, cred că în intervalul ăsta ar fi trebuit să te apuci să-ți faci deja niște conexiuni, să vezi cum să mai găsești niște bucătari, cum să găsești niște restaurante care să te primească 3 zile, 5 zile, o săptămână, cât îți poți tu permite să mai înveți ceva, să vezi și alt lucru, să te mai deschizi un pic, să poți să observi o tehnică, să poți să observi un tip de abordare a ospitalității, pentru că altfel nu ai cum să te perfecționezi. Știi, perfecționarea nu înseamnă să faci în fiecare zi același lucru. Da, poate să însemne și asta. Poți să faci o tăietură perfectă, dacă ai tăiat de 200 de milioane de ori o felie de salam, să zici, mama, am tăiat perfect. Doar că meseria asta implică mai mult decât să ai o tăietură perfectă. Implică foarte multe imperfecțiune și imperfecțiunea asta se poate rotunji doar lucrând cu tine în permanență. Am făcut așa un fel de povestire în ramă și aș vrea să revenim la început, la proiectul Solidar Social, pentru că suntem, iată, pe final de emisiune. Cum pot să ajute cei care vor să pună osul la treabă sau portofelul? În principiu ar trebui să pună portofelul la treabă pentru că am... Tot așa am învățat făcând asta în ultimii de ani și ceva. E foarte important să lăsăm profesioniștii să pună osul la treabă în anumite situații. Sunt situații în care ne ajută și voluntariatul. Adică dacă avem de împachetat foarte multe pachete într-o zi, ne ajută foarte tare să avem voluntari. Ne-ar ajuta în bucătărie să avem voluntari bucătari. Asta se întâmplă mai puțin. La începutul pandemiei, în lockdown, am avut sute de oameni care așteptau la coadă să vină să facă voluntariat la noi și îi programam astăzi tu, poi mâine tu, răspoi mâine tu. După ce lucrurile au început să se mai liniștească și bucătarii s-au întors pe la bucătăriile lor din care și câștigă bani, au fost ceva mai puțini. E complicat să lucrăm în bucătărie cu persoane care nu sunt bucătari pentru că avem de făcut destul de multă mâncare în valuri destul de mari și atunci fiecare trebuie să știe ce are de făcut și să nu ne prindem urechile pe acolo, să nu ne accidentăm, să nu punem în pericol procesul, să nu punem în pericol mâncarea și nici pe oamenii care o fac. Altfel, voluntariat la zona asta de muncă necalificată privim cu mare drag atunci când este nevoie și din nou nu este nevoie întotdeauna și decât să ne călcăm unii pe alții pe picioare, mai bine să ne ordonăm un pic. Pe de altă parte, toate lucrurile astea costă și da, noi primim cu multă bucurie dacă cineva ne spune, uite, avem 3 palezi de ulei, îi primiți? Da, dacă avem unde să-i dăm, îi primim. Adică într-o operațiune ca asta, care se întinde de la Isaccea până la Sighet și înapoi, putem să distribuim 3 palezi de ulei. Dacă suntem doar în București, la cantinele noastre sociale, 3 palezi de ulei înseamnă foarte mult și nici măcar nu avem unde să ținem atâta marfă. Și atunci preferăm să-i rugăm pe oameni să ne ajute cu bani, pentru că noi știm ce avem de cumpărat specific pentru fiecare situație. Și cum pot să fac acest lucru? Să intre pe activsocial.ro, unde găsesc toate posibilitățile prin care putem să primim donații. Noi suntem un ONG care este cu toate actele la vedere și suntem declarați la ANAF, acolo unde trebuie să fim declarați ca să putem funcționa în felul ăsta. Putem primi donații de orice fel, în lei, în euro, în franci elvețieni, prin PayPal, prin orice. Adi, mulțumesc tare mult. Știu că tu mulțumesc ești scump la vedere în provincie. Suntem bucuroși că ai venit, suntem bucuroși că ai adus oamenii împreună. Mulțumesc aici pentru invitație. Să știi că ei se puneau împreună și fără mine atât, doar că am avut eu norocul ăsta. Și te așteptăm și în contexte mai luminoase. Doamne ajută! Vă aștept și săptămâna viitoare la În Culise. Până atunci, haideți să facem bine împreună.